imagini filmate în urmă cu puțin timp la Curtea de Apel București. Magistrați din toată țara au venit, s-au adunat în capitală pentru un examen de promovare, dar au profitat de ocazie pentru a participa și la acest protest, organizat așadar în fața unei instanțe importante din România. Practic, modificările la legile justiției și, în general, ce se întâmplă în justiția din România i-au scos pe magistrați în stradă. O să discutăm punctual nemulțumirile acestor oameni. Este al treilea meeting al magistraților din ultimele 9 luni. În timp ce magistrații erau pe scările, pe treptele Curții de Apel, Procurorul General al României transmitea un mesaj de forță, de susținere și acuza chiar presiuni, în condițiile în care astăzi au apărut informații cum că inspecția judiciară s-a dus la parchetul general vineri de dimineață, chiar cu câteva ore înainte de a fi audiat Liviu Dragnea în dosarul violențelor din data de 10 august. Sunt multe lucruri care se întâmplă în justiție. Urmează de altfel și o săptămână de foc la Curtea Constituțională. Sunt așteptate decizii importante. Mâine începe și un summit foarte important la București. O să vină și Jean-Claude Juncker la București, dar și alții lideri importanți din regiune, care vor avea de asemenea niște mesaje de transmis. Situația din România va fi discutată și în Parlamentul European, în Comisia Libe, pe 27 septembrie și, bineînțeles, sunt programate și alte discuții în Parlamentul European la începutul lunii octombrie. Urmează o perioadă așadar de foc, o să discutăm și despre ce se întâmplă în PSD, pentru că acolo sunt mișcări de asemenea tectonice. O să vorbim și despre acest referendum pentru familia tradițională. Să-i salut pe invitații mei din această seară, invitatul tradițional, partenerul de discuție, domnul Bobby Păunescu, regizor. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! George Rupă, jurnalist, analist politic. Nu mai sunt jurnalist din 2010, mulțumesc. Analist politic și domnul Gheorghe Iancu, profesor de drept constituțional. Bună seara, domnule profesor. Mulțumesc pentru invitație. Haideți să începem cu protestul ăsta al magistraților. O să încep cu dumneavoastră, domnule Păunescu. Ce ar fi de spus aici, în condițiile în care printre protestatari l-am văzut pe domnul Danileț, pe doamna Lâncrăjan, care instrumentează dosarul Teldrum, în cazul lui Liviu Dragnea? Acum, eu știu, cred că subiectul ăsta îl poate analiza mai bine domnul profesor, fiind, să zicem așa, cu în... Cu siguranță, da. Fost magistrat, nu? Da. Nu, dar ideea este că e povestea asta cu 10 august. Și văd că de nu știu câte săptămâni, de cât au trecut o lună și ceva, acum vine domnul Dragnea sau cine a fost, de la PSD, nu? Sau de la PNL sau nu știu care s-a adus, sau de la echipele de fotbal sau de la nu știu ce. Trebuie să știe cine a făcut-o. Adică știm noi și nu știu ei. Se știe cine a făcut-o, dacă vă spun că se știe cine a făcut-o. Deci, adică e așa, e o glumă. Deci se știe cine a făcut. Să nu afle și poporul. Păi stați puțin să ne, dar pe noi să ne dea nouă atribuțiile să putem să ne ocupăm de chestia asta și noi vă spune cu subiect și predicat numele persoanelor, când a intrat în țară, când au plecat, de unde sunt, cine au instruit, ce au făcut, cum au făcut. Deci, ce bani au luat? Ce bani au luat? Acolo nu știu exact, că banii au luat acolo de unde vin. Păi de acolo. Așa, da. Ideea este că arunci în aer, nu vorbesc de guvern acum, că guvernul are o imagine foarte proastă din motive clare și așa, dar ideea este că jandarmeria e pusă la pământ. Eu nu spun că n-au fost excese, dar așa cum ne spunea la o intervenție unul dintre comandanți, domne, cei care au încălcat legea, justiția să-i se îndrepte împotriva lor, să arunci o imagine discutabilă asupra unei mari părți din cei care au demonstrat. Și începem și chemăm tot felul de oameni la televizor că ba a fost ăla, ba a fost ăla, când 99,99% serviciile de informații sau care se ocupă de treaba asta din România știu exact cu subiect și predicat și numărul zborului și numerele de mașină și pe unde au ieșit și pe unde au intrat. Nu se poate să le... Adică, și ce e asta? Adică ce bătaie de joc e asta?
nu-l apărăm pe domnul Dragnea, nu mă interesează ce a făcut domnul Dragnea, cine a fost azi, cine va fi mâine, sau cine va fi poimâine, sau ce, într-un fel sau altul. Nu mă interesează, efectiv nu mă interesează chestia asta. Numai că nu vreau să, bătea asta de joc trebuie să se termine la un moment dat. Adică nu trebuie să mai gândim în acel cuvânt pe care îl iubim cu toții, logica electorală. Îi bag pe aia de la PSD ca să-i distrug pe aia. Deci, repet, nu luăm apărarea PSD-ului, nu luăm apărarea, că același lucru a păzit și PNL-ul, dacă vă ceți aminte. Domnul Orban a fost de nu știu câte ori pe la DNA, pe la PNA, pe la MMA, la bătăi, în cușcă, în alea, cu tot, că tot vin de la conferință de presă. Deci, ideea este că logica electorală trebuie să dispară. Nu suntem în... campania electorală nu a început în România pentru nimeni. Degeaba își declară unul că o să candideze și ala. Aia sunt inconștienți cei care fac chestiunea asta. Și mi-asum ceea ce spun. Cel care vine și declară astăzi că eu candidez la funcția de președinție, că fac treaba asta, fac... Ca să mai spun într-o poziție care trebuie să fie... Mă rog, dar ca să nu intrăm prea mult în... că avem ceva în mod personal. Și sigur că mă refeream la președintele tuturor românilor care a stabilit că o să candideze dintr-o anumită parte. Da. Da. Dar ca să nu iau apărarea celor de stânga care l-acuză pe chestia asta pe dreapta, o să mă opresc aici. Am alte lucruri pentru care sunt, cum să spun eu, am un punct de vedere, dar după ce o să discutăm povestea, să zicem, momentului cu manifestația de la tribunal, pe care vreau să o discutăm referitor la președinția României și la acest forum de care spuneați. Da, o să discutăm și despre acest forum. Foarte interesant acest forum. Economic, da. Domnule profesor, haideți să analizăm puțin ce se întâmplă cu justiția, cu protestele acestea ale judecătorilor și ale procurorilor. Să ne mulțumim de activitatea domnului Tudorel Toader. Spun că vor un ministru pro-justiție și nu anti-justiție. Cel puțin așa receptează mesajele cei care au ieșit astăzi în stradă. Doamne, de la început vreau să vă spun că eu am rezervele mele față domnul Toader, dar nu prea se calchează pe ceea ce spun protestanții din fața unui palat de justiție de mare importanță. De ce spuneți asta? Pentru simplu, nu, care sunt rezervele, nu o să le spun acum, o să le spun. Dacă o să mă aduc în stare să le spun, le voi spune. Dar eu voi spune ce se întâmplă cu justiția. Justiția nu are voie să iasă în stradă. În primul rând. Nu are voie. Acolo sunt, de fapt, politicieni care ies în stradă. Nu sunt magistrați. Și a și spus câteva nume. Nu există așa ceva. N-au de ce să plângă. N-au cum să plângă. Din momentul în care au făcut pasul spre justiție, tac din gură și pronunță hotărâri. Păi bun, și dacă vine inspecția judiciară peste tine și doamne, îți cere dosarul, cum s-a întâmplat în cazul violențelor... Știi cine rezolvă treaba asta? Tot justiția. Cum? Adică inspecția judiciară nu se adresează justiției. Sau ei se adresează justiției împotriva inspecției judiciare. Nu e așa cum... Păi stați puțin, cum? Deci ar putea să facă procurorul care instrumentează dosarul violențelor din 10 august? A venit inspecția judiciară și deși nu are competență pe a se uita într-un dosar anume care e în desfășurare, vine el ea ca să afle stadiul în care se află. Ce să facă procurorul respectiv? Să plânge justiției. Cui concret? Tribunalului sau Curții de Apel. Depinde cum... Împotriva inspecției judiciare. Exact. Bun, este o instituție... Inspecția judiciară îl poate exclude din magistratură. Nu îl poate exclude. Mă rog, poate... Pentru că și acolo există atacuri împotriva hotărârii inspecției judiciare. E adevărat, este un organ independent, dar persoana respectivă, cea implicată, se poate adresa justiției. Iar justiția este în stradă. Păi ce încredere mai am eu în așa ceva? Iertați-mă, dar și eu am lucrat în palatul ăla, când era Curtea Supremă acolo. În palatul în fața căruia a intrat, acum e Curtea de Apel, Curtea Supremă e în altă parte. Credeți-mă că pentru mine și pentru toți cei care lucram acolo, acela era un palat, cum să vă spun, integru, era ceva incredibil. Acum ies ăștia în stradă pe treptele palatului respectiv și îl transformă într-o instituție oarecare. Nu există așa ceva. Numai la noi se poate întâmpla să existe așa ceva. Eu n-am auzit în străinătate, poate colegii au auzit, să iasă procurori și judecători în stradă în condițiile în care ei au puterea în mână. Cum adică ieși în stradă pentru ce? Păi teoretic are... Să faci politică. Procurorul respectiv are puterea, numai că nu e lăsat. Ce obține asta... Bun, nu e lăsat, se adresează instanței. Cum să... Ce caută în stradă? Ce...
Ce sunt? Păi, ca orice om are, dar el are cu atât mai mult că este atacat de către inspecția de judiciar. Se poate. Da, după cum ați spus și dumneavoastră în prezentare, cred al treilea protest al magistraților în ultimele 9 luni. Dacă ne uităm, să spunem, în ultimul deceniu în România. Și cred că putem să mergem undeva chiar și spre anii 90. Nu prea am avut proteste ale magistraților. Deci putem considera faptul că ei au ieșit în stradă, repet, a treia oară în ultimul an, să spunem, se datorează unei situații excepționale. Iar situația aceasta excepțională este, în mod evident, modificarea legilor justiției în Parlament de către majoritatea PSD-ALDE. Dar cine a votat? Spuneți-ne de o parte că... Cine a votat pe PSD-ALDE? Revenim la problema pentru ce a votat. Pentru că ei nu au avut nici legile justiției, nu au avut vrem democrație, amnistie, vrem dictatură, nici... vrem aia, ce vrem? Mie nu mi se pare că... Nici, eu n-am votat PSD-ALDE, eu n-am votat PSD-ALDE și nu sunt de acord cu forma de organizare a statului român astăzi. Dar e opinie personală, nu trebuie să ia nimeni cont cu treaba asta. Dar așa arată. Republică semi-însărcinată, adică și cu președintele și cu Parlamentul. Da, e semi-prezidențială, nu? Realitatea este, cum zic americanii, semi-prezidențială. Realitatea este următoarea. Legile justiției sunt în momentul de față modificate de către de persoane. Către de câte ori au fost modificate în ultimii 25 de ani? Nu știu, de mai multe ori. De mai multe ori. Asta a doua oară. A doua oară. Ultima oară când a fost? În 2007. 2007, da. 2007. Dar nu, trebuie să ne uităm la altceva. Logica după care modificăm aceste legi. Da. Și să ne uităm și inclusiv la cel care stă în spatele acestor modificări. Pentru că eu am o problemă și cred că absolut oricine are o problemă în momentul în care știe că aceste legi ale justiției, legi penale și separat așa, sunt modificate de către persoane care au deja condamnări penale. Așa. Definitive, de către persoane care au condamnări penale în prima instanță și la care urmează să înceapă, iată, apelul în doar câteva zile, săptămâni sau cum este la fiecare. În mod evident, aveți este perfectă dreptate, iar eu nu am nimic împotriva domnilor care sunt încredere. Nu știu, dumneavoastră, nu vă gândiți. Haideți să vă spun care e încrederea mea. Să vă spun încrederea mea. Știți cum suntem? Suntem ca la fotbal acolo, unul dintre jucători, 11-11 și unul dintre jucători are și fluierul de arbitru în mână. Da. Nu prea sună bine povestea asta. Și cine are fluierul? Păi în momentul de față fluierul are la cei din PSD, în frunte cu domnul Dragnea. A zice că la domnia sa. Păi dacă el are fluierul, cum a ajuns să aibă condamnare penală? Nu, are fluierul la jocul ăsta, că e un campionat mondial aici. Un campionat mondial. Da. Și cea care... Deci stați puțin. Ideea este că au ieșit niște lucruri. Din păcate, la o televiziune concurentă. Noi suntem o televiziune care a susținut foarte mult crearea DNA-ului, crearea instituțiilor care să poată să ducă către un stat de drept civilizat și mers după ani. Da? Deci acum cumva vorbim împotriva ceea ce am spus ani de zile la această televiziune. Da. Nu eu, ci... Nu. Doamna Păunăscu, e un duel la ora asta pe Facebook între Tudorel Toader, ministrul justiției, și Augustin Lazăr. Pentru că Augustin Lazăr, procurorul general, s-a exprimat în timpul protestului magistraților cu care am început această emisiune. A scris pe Facebook că tânăra magistratură din România a ajuns la maturitatea și profesionalismul care îi permis să reziste la presiuni și influențe exterioare, dând dovadă de o deosebită responsabilitate în apărarea standardelor europene. Tânăra? Și răspunde Tudorel Toader. Se referă la tinerii magistrați, probabil, în care își pune toată lumea încrederea. Să ne cunoaștem și să ne respectăm competențele, zice domnul Tudorel Toader. Procurorul general ne transmite faptul că justiția este capabilă să-și îndeplinească rolul de a menține echilibrul puterilor în stat. Procurorul general se află într-o eroare gravă, plasând justiția, una dintre cele trei puteri în afara puterilor statului, deasupra acestora. În ipoteza în care una dintre cele trei puteri își încalcă limitele constituționale, echilibrul se restabilește de către CCR prin soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională. În condițiile în care puterea judecătorească a fost parte a unor astfel de conflicte, este lesne de înțeles că nu își poate judeca propria cauză. Vă aduc aminte că domnul Augustin Lazăr este sub lupa ministrului justiției, uite, care face adică o evaluare. De treabă, e o luptă clară între cele două persoane. Mai bine spus, nu neapărat că e o luptă clară.
Ministru, după ce a reputat o victorie criticată de foarte mulți, aplaudată de foarte mulți în cazul DNA, se află acum la a doua mișcare, care, cu siguranță, cel care, după o victorie, te gândești, băi, ăsta merge înainte cu treaba lui, indiferent care e situația și cum e, și așa mai departe. Pe de altă parte, cei care sunt acolo și manifestează, poate au niște motive, cum să spun eu, clare și știu ce spun și ce fac și așa mai departe. Sigur că nu-ți dă o senzație de foarte mare siguranță, așa cum spuneați, atunci când vezi ce facem mâine, ne ducem în instant și dacă astăzi spunem ceva greșit la televizor, judecătorul ce o să facă, o să ne așa, sau dacă spunem ceva bine, o să ne dea... Deci, eu totuși sper că există oameni în justiția română care să treacă peste toată această situație și să înțeleagă că, adică înțeles cu siguranță, sunt într-o poziție în care ei împart dreptatea, cum să spun eu, sunt într-o, poate, meseria cea mai aproape de Dumnezeu. Ei sunt cei care spun, și îmi cer scuze de comparație, respectând proporțiile, dar dacă el, ei împart dreptatea. Da. Noi știm creștinește că dreptatea o are doar Dumnezeu. Dreptatea pe baza unei legi sau pe baza unei legislații. Dacă acea legislație se modifică în sensul că ele pot fi contestate. Nu se mai ele pot fi contestate. Dar eu nu vreau să iau apărare. Intrăm într-o discuție. Dați-mi foarte... voie să vă spun o ceva. Și am spus-o de foarte multe ori. Să mi se spună și poate domnul Râpă îmi spune astăzi ce text din codul penal și în cod de procedură penală este modificat greșit. De unul singur, imediat, vă rog să-mi spuneți. De unul singur de care nu s-au luat oamenii, ăla într-adevăr poate fi pus în discuție. Într-adevăr, ăla este clar că nu este bine reglementat. Și anume faptul că judecătorul este pus să, mai bine zis, este sancționat pentru că nu respectă deciziile curții. Nicio Constituție nu spune că judecătorul se supune deciziilor curții, ci legii, nu deciziilor curții. Deci, de fapt, el se supune efectului deciziilor curții, care înseamnă anularea legii. Din punctul ăsta de vedere, nu m-a întrebat nimeni. Cu toate că judecătorii răspund în continuare pentru așa ceva, ceea ce este aberant. Este o prostie în toată regula. Și am spus-o și unde trebuie și n-au înțeles nimic. Cu toate că asta e prevăzut în Constituție. Apoi, Curtea Constituțională, pentru cei care ies în stradă, iertați-mă, este un fel de judecătorie care nu trebuie să le dea lor indicații. N-au cum să le dea indicații, zic ei. La cine vă referiți? Cei din stradă, cei care îi vedeți acum. Adică la magistrați? Magistrații, da. Okay. Cum să... Eu n-am auzit să fi avut un mesaj către Curtea Constituțională. Nu, ba da. Pentru că se pronunță Curtea, sau s-a pronunțat Curtea Constituțională cu diferite ocazii. Nu acum, nu în clipa asta. Dar au anumită, cum să zice, repulsie față de Curtea Constituțională. Într-adevăr, deciziile ei nu li se aplică, dar se aplică efectul deciziilor. Spune Constituția, nu spun eu. Și atunci mă întreb dacă această atitudine, în afară de faptul că ei pot judeca plângerile pe care le fac tot ei, nu e nicio problemă, nu aceleași persoane. Și atunci mă întreb ce caută acolo. Adică eu înțeleg ca... Stați un pic, că mai am ceva să spun. Eu înțeleg ca oamenii să se plângă, dar se plângă pe ceva real. Cum v-am spus, un text din coduri. În al treilea rând, și cu asta închei, la dezbaterile codurilor, penal și procedură penală, civil n-a fost probleme. Nu au fost probleme. Să știți că au fost toți reprezentanții justiției. Curtea Supremă, Curtea de Apel, Asociația Magistraților, a Procurorilor și așa mai departe. Și au spus punctul de vedere acolo. Unele, să știți că multe, au fost adoptate. Cei care sunt aici, probabil că nu... Eu sunt, am fost și sunt în comisia aia. Cei care sunt aici, probabil că nu știu treaba aceasta. Și ies în stradă. Pentru mine, ieșirea asta în stradă este aberantă. Nu înțeleg. Dacă îmi dați voie să răspund... Vă rog.
Pe chestiune, în primul rând, de filozofie. Pe vechile lege ale justiției... Adică băgăm și în filozofie, acum nu mai înțelege absolut nimic. Magistrații șefi, asta înseamnă procuror general, procuror șef DNA, procuror șef de ICOT, era numit ca urmare, deci propunerii făcute de ministrul justiției, avizul se primea pozitiv sau negativ din CSM, iar ultimul care semna era președintele. Nu discutăm aici de oameni, indiferent de cel care era. Deci aveam pe de-o parte și ministrul justiției, adică guvernul, aveam în final și președintele. În momentul de față, și numirea, și revocarea unui procuror șef, fie că discutăm de procuror general, fie că numim de un procuror șef la DNA DICOT, se face 100% de către ministrul justiției. Permiteți să vă răspund? Dacă îmi dați voie să termin, că eu nu v-am întrebat. Pardon, nu vreau să întreb. E ok, încă 10 secunde. S-a discutat mai devreme despre Laura Codruța-Chiovici. Nu, eu nu am discutat, a fost așa. Da, s-a amintit. Am avut un raport făcut de domnul Tudorel Toader, cu care am mers în CSM. Domnul Tudorel Toader era membru în CSM, în secția de procurori. Votul a fost în secție, 6-1 împotriva raportului. Singurul vot pentru raport a fost cel pe care și l-a dat singur Tudorel Toader. Așa. Mai departe, raportul acela s-a dus la Cotroceni, nu raportul, ci decizia de... Consultativ, da, raportul decizia consultativ. Iar președintele a fost obligat să semneze. Consultativ, da. Da, dar ideea este că, Oponescu, transformăm și președintele într-un notar. Ceea ce mie nu mi se pare ok. În momentul în care președintele... Suntem totuși o republică semiprezidențială. Mai mult decât atât. Sentimentul românilor... Discuția mea înainte. Discuția mea era tocmai de asta. Că suntem o republică jumate însărcinată. Adică putem suntem spune semiprezidențială. Și ce înseamnă acest semiprezidențial? Până unde? De unde începe până unde? Păi, cel puțin până acum, Constituția și vechile decizii ale Curții Constituționale... Și acum s-au schimbat. Și ce facem? Avem niște decizii, într-adevăr, ale Curții Constituționale, care sunt care reprezintă o fractură față de vechile interpretări ale aceleași curți. Și cine avea dreptate? Aia dinainte sau așa de acum? Nu mă interesează cine avea dreptate, eu vă spun altceva. Că în momentul în care un singur om, ministrul justiției, poate numi și poate revoca procurorii șefi din România, avem o problemă. Pentru că acel om, ministrul al justiției, este acolo numit politic. Așa. Aș fi vrut să fie un filtru și de la CSM, aș fi vrut să fie un filtru și de la președinte. Asta e tot. Având toate puterile... Aveți încredere în filtrul de la președinte? Am încredere că cu cât sunt mai multe filtre în general, cu atât șansele de a avea o soluție bună și de a scoate la iveală... Nu, dacă aveți încredere în filtrele astea, că filtrele astea trebuie să aibă o pregătire. Eu vă dau un exemplu cum la prezenție... CSM-ul cred că are o pregătire. CSM-ul poate avea o pregătire, nu vreau să fiu... Băi, dar pot să vă spun, de exemplu, la prezenție, în partea economică, sunt domn Marinescu acolo, așa, care, nu știu, e profesor la ASE, dar, din păcate, urmează acest forum foarte important al celor trei mări, a dat dovadă de totală lipsă de cunoaștere a modului în care lucrează România și cum sunt împărțite și reprezentate instituțiile, să spunem așa, activitățile economice din România. Deci, din punctul ăsta de vedere, la președinție, zero. Deci, dacă eu mă las pe președinție să-mi spună treaba asta, m-a lăsat. Haideți să-i răspund dânsul. Vă rog. În 2005... La putere ca ministru al justiției și cine era? Domnișoara Macovei. Da. Ea a luptat. Doamnă. Doamnă, mă rog, dar nu e măritată și de-aia a spus. Da, a fost. Are copil. Da, mă rog. Doamna Macovei, care mi-a fost asistentă. Așa că pot să-i spun și așa. Ea a luptat, pentru că până atunci era Consiliul Superior Magistratului și președintele. Da. Ea a luptat să intre în acest proces. Denumirea judecătorilor, da, ca ministru, denumirea judecătorilor și procurorilor. Pe mâna ei a mers PSD-ul acum. M-ați înțeles acum? De ce să abroge așa ceva când îi convenea? Păi atunci, haideți să ne gândim, să facem istorie. În primul rând, pe mine nu mă interesează persoanele astea. Amintiți legea 2007 a locutare, 2005 a locului. Nu, nu, eu vă spun de principii aici. Iar la nivel de principiu, eu am nevoie de foarte, de toate puterile statului implicate în acest pentru a elimina eventual greșeală. Pentru că dacă ajungem la persoane, o să avem pe doamna Udrea care îl vizitează pe domnul Ponta. Eu nu v-am întrebat. Lăsați-mă să spun mai departe. Vă rog. Eu nu sunt de acord cu rolul pe care îl are președintele acum. Vis-a-vis de odată să refuze numirea unui procuror sau... Da, unui procuror. Nu sunt de acord. Dar implicarea
a fost generată de această doamnă. Nu de, de PSD, că atunci nu era PSD, era PDL-ul. Sau PD-ul era la putere. Da, cât privește procurorul, cât privește președintele. Avem o decizie a Curții Constituționale, ultima, nu? Ultima. Nu încerc să port un dialog de asta, că îmi spuneți de această doamnă, dar eu știu că președintele a fost practic scos pentru decizia Curții Constituționale. De asta nu înțeleg ce treabă are Mancovei 2005. Păi da, ea a introdus în lege treaba asta, ministru. Dar nu în Constituție. Decizia Curții Constituționale este pe Constituție, nu pe lege. Nu, domnule, dar eu nu vorbesc de decizia Curții, vorbesc de procedură. Nu, vorbim de faptul deci că a fost scos președintele din, din această poveste de numire și de revocare. Da, nu, aveți dreptate. Deci nu, știți, carabinul, aveți dreptate. Ideea este că ea a introdus și ministrul. Președintele a avut niște consilieri subclasați, ca să nu spun altfel, care l-a învățat să facă o scrisoare vis-a-vis de numirea aceasta de care o știți foarte bine, în urma care a început discuția, l-a învățat să facă o scrisoare de respingere a propunerii lui Chioveși pe oportunitate. Așa ceva nu se mai întâmplă din 90 încoace, de la noua Constituție. Din 8 decembrie 90, 13 decembrie publicată. Din acel moment nu se mai există în justiție oportunitate decât în administrație, decât legalitate. Și atunci, ce putea să facă președintele, lipsindu-se de acești consilieri, să motiveze refuzul de a numi pe cine i-a spus ministrul justiției, pe legalitate și să spună nu este legal așa ceva și să emită și un decret, că așa spune articolul 100 din Constituție, că președintele își exercită atribuțiile prin decrete. Să emită un decret de respingere. Și atunci ce se întâmpla? Nu mai exista nicio curte constituțională, pentru că decretul nu atrage competența Curții Constituționale. Dar acești consilieri, mari consilieri pe la președinție, l-au pus în dificultate. Ce a ieșit? Știi și dumneavoastră ce a ieșit. Eu pot fi, ca să nu credeți telespectatorii, că ne certăm chiar pe toate temele. Nu. Eu pot să fiu de acord aici, e vorba de discuție, cu Bobu și cu dumneavoastră. Nu, ceea ce privește calitatea, de acord, ceea ce privește calitatea anumitor consilieri de la Palatul 4-5. Și asta e văd în special pe zonele pe care le cunosc și de la care așteptam să zicem altceva dinspre 4-5, dinspre președinte și n-au venit. Deci, aici a pierdut. Aici. Pentru că dacă avea consilier cum trebuie, nu zic pe mine sau pe altul, dar un consilier de constituțional cum trebuie, atunci nu pierdea. Să știți că nu se întâmpla nimic. Dumneavoastră puteți să fiți împotriva anumitor decizii și nu e ok. Bun, dar cum se face, domnule profesor, că toată nebunia asta, tot balamucul ăsta din justiție, în loc să rezolve lucrurile, eu am crezut că tot discutând despre înțelegeri între între Serviciul Român de Informații și DNA, între protocoalele astea sau aranjamentele pe care le-au făcut între Serviciul Român de Informații și instanțe, că s-a întâmplat și lucrul ăsta. Mă gândeam că în sfârșit astfel de practici se vor termina, se va face odată liniște, se vor face dosare pe bune în această țară și nu ne vom mai face întotdeauna de râs. Și în ce punct suntem, domnule profesor? În ce încăierarea este și mai crâncenă, așa este. Și nu facem altceva decât să fim pe urmele Ungariei și ale Poloniei. Părerea mea, da, așa este. Într-un fel suntem pe urmele. Da, dar nu cu justiția, că ăștia nu au avut treabă cu justiția, cu Banca Națională, cu alte chestii. Părerea mea este că... Chiar au făcut treabă în țara lor. În justiție se face politică, s-a făcut politică de o vreme. Și atunci, sigur că atmosfera este politică, nu este de justiție. De-aia vă spun că n-au ce să caute acolo, pentru că ei, când vin de acasă, intră la serviciu, intră pe sala, pe ușa tribunalului, își pun roba și cu asta basta. Da, vedeți, domnule profesor, își pun roba, dau niște sentințe definitive și vine politicianul și le desfințează prin amnistie și grațiere. Eu ce v-am spus? Că există politică, deci politicianul a dus politica și acolo. Asta e vina politicienilor, nu este a judecătorilor. Poate că asta i-a îndemnat să iasă în stradă, dar acum pot să spun vis-a-vis de politică, că n-au voie, chiar dacă învață politica să facă așa ceva, nu trebuie să iasă în stradă. Da, nu. Da, domnule Păunescu, haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Să luăm.
dezbatere vorbim în continuare despre referendumul pentru familia tradițională, o chestiune care se pregătește pentru 6 și 7 octombrie. Se va modifica legea, se va da ordonanță de urgență, asta este planul, astfel încât acest referendum să poată fi făcut în două zile pentru a fi întrunit acel prag de 30% de prezență. Și o să încep cu domnul profesor, că profesor de drept constituțional. Schimbăm așadar Constituția, domnule profesor, ca să introducem acea propoziție clară. Căsătoria, o prostie. De ce e prostie? Pentru că spune familia e formată din soț și soție. O familie poate fi formată numai din soție și copil. E o aiureală. Dintr-o dată s-a încurcat. Apoi, în comisia, eu voi vota împotriva sau voi vota la referendum pentru familia tradițională. Dar în comisia juridică, unde, la Senat, unde a fost ultima comisie, urmând să intre în plen, s-a și adoptat până la urmă, s-a ridicat următoarea problemă. Trebuia ca întâi să negocieze cine este prima cameră. Senatul sau Camera Deputaților. Dacă era Camera Deputaților, trebuia să se admite, să întoarcă, să se rămână la Senat, să pronunțe Senatul și pronunțe la Camera. Numai că, vedeți, noastră opoziția, ori nu are consilieri, ori este e dusă, nu mai are nicio treabă cu realitatea. Noi am avut nu e prevăzut nicăieri cine să fie prima cameră în cazul unei asemenea situații de modificare a Constituției. Numai că noi avem un precedent. Și precedentul este uneori izvor de drept, mai ales în dreptul civil. Când, în 2003, când Constituția a fost modificată, întâi de cameră și pe urmă de Senat. Deci aveam un precedent. Era clară treaba. Sigur că s-a respins pretenția asta, pentru că asta era evident că era împotriva. Dar acum vă întreb o chestiune care poate... Deci să zicem, indiferent votul, nu știu ce, a mai fost un referendum cu 300 de parlamentari. Ăla, ce se întâmplă? Două chiar. Și o cameră și 300 de parlamentari. Deci aia cu ce se întâmplă cu el? Nu, uitați cum e. Aveți foarte mare dreptate. Poate și domnul Râpa are dreptate. Vedeți, dumneavoastră, indiferent cum este definit de lege referendumul, numai organizarea este obligatorie sau facultativă. Efectele întotdeauna sunt obligatorii. Chiar la referendum facultativ, efectul, faptul că a votat tot poporul sau a votat majoritar pentru o anumită măsură, acea măsură este obligatorie. Deci și în cazul... Cine o pune în practică? Guvernul. Guvernul cu propunerea de lege sau propunerea de ceva. Și au un termen limită sau e la... Nu e niciun termen, că nu se prescrie nimic. Deci în condițiile astea v-aș ruga să reține și telespectatorii dumneavoastră să reține. Este organizarea obligatorie sau facultativă, dacă vreau eu facultativ. Dar în momentul în care poporul s-a pronunțat, efectele sunt aceleași. Obligatorii. Asta e toată povestea. Și atunci, chiar într-o situație ca asta, când Curtea Constituțională s-a pronunțat împotriva referendumului, pentru că nu s-au adunat voturile necesare pe care le stabilește Constituția în fiecare județ. Referiți la ultima... Da. Asta, referendumul care se urmează. Familia. Dar asta este numai consultativ, decizia Curții. Un aviz. Da. Nu este altceva. Și atunci n-avea cum să oprească tot procesul. Dar acum, deci pe scurt... Familia este formată din bărbați și femeie, spune articolul 48. Vedeți, familia la articolul 48. Da, familia se întemeiază pe căsătoria liberă constituțională între soț, zice acum, și între bărbați și femeie. La referendum. Bun, dar am văzut niște voci care spun deja scrie în codul civil între cine încheie. Codul civil e o suprareglementare? E chestia politică. Nu. Prima lege pe care o are orice stat modern actual este Constituția. Degeaba se spune că Anglia nu are Constituție. Ba are una și mai puternică formată în trei părți. Dar nu intrăm în amănunte. Îi răspund cuiva care habar n-are de treaba asta. Nu, doamnă. Constituția trebuie să prevadă, pentru că dacă nu prevede Constituție, legea face ce vrea. Da, dar până acum legea ce a făcut? Cum a funcționat legea? A funcționat prost. În mod corect. Prost. Pentru că n-am văzut căsătorii între homosexuali în România. Nu, păi tocmai de-aia, asta este problema. N-ați văzut și cu toate astea legea era ambiguă și putea să fie. Deși Constituția permitea treaba asta. Adică era permisivă.
Asta este povestea. Iar acum se reglementează, dar v-am zis... Lăsați puțin, la ora actuală, da. Acum când noi vorbim, pe baza codului civil, dacă două persoane de același sex vor să se căsătorească în România, este ambiguă legea? Este. Adică... Și Constituția e ambiguă. Pentru păi că... și de ce nu se căsătoresc gay din România? Păi pentru că... Înțeleg că-s 20%, 20% din pentru populație. Că... Hai să ne exagerăm. Pentru că statul român și-a dat seama de greșeală și nu aprobă așa ceva. Și atunci a apărut acest referendum, făcut de o asociație foarte bine că a fost făcută, și în care se spune greșit că familia este formată în urma căsătoriei între soț și soție. Este între soț și soție, între bărbați și femei, dar nu familia. Pentru că e posibil să fie familie formată dintr-un un soț sau soție divorțați cu un copil sau 2-3. Nu, de fapt, în momentul de față, referendumul nu este pentru căsătorie. Despre asta este vorba. Păi, dar nu e Nu, eu am spus ce scrie Constituția. Totuși, trebuie să ne uităm puțin. Dacă e să luăm cum s-a ajuns la căsătoria, să zicem, prin alegere, adică să iubesc bărbat, femeie, sau cum ar fi ei, sau ce se spune în refer. Acum 100 de ani, 100 și ceva de ani, nu era așa. Acum 100 și ceva de ani era alegerea, era căsătoria făcută, să nu știu, de interes. Era, nu era prin a alege dragostea, să spunem. Ca să-și păstreze, eu știu, bunurile, terenurile, ce aveau pe partea asta. Au venit niște oameni, niște filozofi importanți din Austria, care era centru important pe vremea respectivă, vorbind acum 100 și ceva de ani, și au început să promoveze această idee cu căsătoria by choice, adică căsătoria prin a alege, adică soțul, soția se căsătoreau numai dacă se iubeau, nu și așa, fără să știe ce urmează. Acum, dacă e să ne luăm după statele, eu știu, care au, le considerăm avansate din multe puncte de vedere, ajungi, de exemplu, în Manhattan, unde ai 7-7% din populație căsătorită cel puțin de 3 ori. Mm-hmm. Da? 7-7% din populație. 70% și ceva la sută. Manhattan. În Franța au venit cu chestiunea aia, căsătoria, cum se cheamă? Se cheamă într-un fel. Căsătoria nu e căsătorie, e un mod de... Parteneriat civil. Deci noi avem toată societatea, deci toată lumea e modificată complet de acum 100 de ani. Deci avem, s-a schimbat viața complet și nu cred că poate cineva să... Deci trăim altfel, multe puncte de vedere și mult mai rapid și se întâmplă așa. Dar nucleul, așa cum scrie acolo sus unde te duci și te duci să, la ghilotină, la căsătorie, mă rog, era o glumă, când te duci și unde scrie acolo sus, scrie așa, zice, familia este nucleul societății. Da. Da? Celula de bază, nu știu, asociații. Noi, nu s-a... deci, cum să spun eu, noi în loc să ne uităm să vedem cum facem ca aceste lucruri să funcționeze, că nu funcționează. Trec 3 ani, 5 ani, ne dăm seama că după aia există tot felul de probleme, ai tot felul de ispite, peste tot unde te duci, acum există pe telefoanele mobile toate programele și toate astea unde fără să vrei te duci cu aia. Problema era numai, să zicem, acum 5 ani, erau numai reviste sau așa. Deci minciuna pleacă de acasă. Deci ai soț, soție care sunt de 15 ani împreună, devin rude de gradul întâi, nu mai sunt iubiți. Deci ei sunt rude de gradul întâi. Da, și dar cei omosexuali pot deveni rude de gradul întâi. Ele devin ca niște rude de gradul întâi, ca un frate, soră, ca o... relația se schimbă. Da, bărbatul da, pleacă sau femeia pleacă și văd panouri cu femei așa, sau văd, eu știu, mesaje, sau văd pe Instagram, sau văd pe Facebook. Se... Nu, dar ochiul vede, inima cere, dar conștiința nu și nu. Știți cum era bancul ăla. Deci ideea este că, în loc să ne uităm pe modul în care să poți să faci ca acest... Deci el pleacă cu minciuna, deci el... iubire, știți cum era? Era un banc care spunea așa, zice... la un moment dat, noaptea, la 3 ora așa, sună cineva la ușă, se duce soțul, deschide, nu vedea nimic pe aia, deschide ușa și vede pe cineva cu coasa. Și zice... Nu acum. Cine ești tu? Zice, sunt moartea. Și am venit să-ți iau sufletul. Sufletel, mamă, vino că te caută cineva. Și deci s-a ajuns aici, da? Deci sunt toate glumele de... Noi, în loc să ne uităm cum poate să funcționeze relația între un... ce-or fi ei sau cum or fi, deci relația de dragoste long term,
pe termen bine, lung. Unele relații noi ne uităm acum natural, să vedem dacă... Că n-ai ce să le faci, n-ai cum să le ții în viață. Câte da? Rămân, câte relații de-alea de dar... poveste ați văzut în viața adevărată, nu în cărți da, sau în domnul liste? Păunescu, ăsta e lucrul cel mai... Delicat. Nu, cel mai puțin grav, că e grav, rămâne, că rămâne minciuna din familie, frate de, și soră. Servici, dacă mai grav de atâta acolo... este că există violență în familia așa, aceasta tradițională. Uitați-vă câte femei sunt abuzate. Am mai grav astăzi. Este că părinții sunt plecați în străinătate și bărbați, și sunt abandonați. Sunt și bărbați abuzați în familiile tradiționale. Și pe de altă parte, să știți că există un studiu făcut în Statele Unite pe cuplurile de gay, unde undeva, cred că în 2017, un studiu care a durat undeva puțin mai bine de un deceniu, violența în cuplurile homosexuale este de 4 ori mai ridicată decât în cuplurile clasice. Bine, și dacă este mai puternic. Și dacă este să mergem și mai departe, un studiu care spune că una din trei tineri, să spunem așa, unul din trei adolescenți până în 14 ani au fost abuzați și obținut odată. Unul din trei. În America, vă dați seama ce în România. La un abuz sexual sau o palmă? Deci acum abuzul înseamnă... Nu, un abuz. Un abuz cu tentă sexuală sau sexual. Adică nu intrăm pe o chestiune. Deci este un studiu foarte clar. Deci aici intrăm într-o paletă foarte largă și fa așa. Dar ideea este să revenim puțin la povestea asta. Sigur că pentru mine povestea asta cu ce urmează cu referendumul ăsta are tentă puternică electorală. Dar eu cred că dacă vrem într-adevăr să încercăm să facem ceva, e să ne gândim la cum putem face ca după 3, 4, 5, 7 ani să mai existe dragoste între cei doi. Sau să vedem care... Bine, asta nu se poate face printr-o lege sau... Nu printr-o lege, dar trebuie să pui oamenii să gândească, pui oamenii deștepți, elitele românești să gândească și la această chestiune. Pentru că e o problemă, pleacă minciuna de acasă, ajunge în parlament, să presupunem că e un parlamentar, dacă mai minte și acolo, care e problema? Am insistat acasă când a zis iubire, te pup, nu știu ceva, a plecat, o sună pe amantă din mașină, se duce la Parlament, nu e așa? Astea sunt lucruri care nu se întâmplă. Eu nu particip la discuția asta. Dar, domnul Păunescu, totuși... Da, deci, pot să iau vina asupra mea dacă... Dar nu spun că e la toată lumea așa, dar 80%, 85% în Italia, de exemplu, băieții se întâlnesc la, e o tradiție de când lumea și pământul, se întâlnesc la o cafea după serviciu sau așa, la, au barul din colț, în toate melodiile există barul din colț și așa mai departe. Și acolo discută băieții despre fete, căsătorii. Cei care n-au amante trebuie să-și inventeze o amantă, că altfel dau rău față de prieteni. Chiar dacă n-au amante, ei spun că au o amantă, o știi pe aia de acolo. Fata mea și aia cu tare. Că altfel nu mai e bărbat într-o lume macistă. Da, e din lumea latină, e totuși primează lumea. De-aia avem și atâta violență și vedem toate nenorocirile astea. Dar mă rog, nu numai noi. Dar ideea este ca să revin și ca să nu țin la povestea asta, totuși eu cred că ar trebui o chestiune mai, o analiză mai puternică și elitele, eu știu, Academia Română, eu știu, oameni care... administrează peste 4 miliarde de, sau vor administra peste 4 miliarde de euro, nu mă referam la Academia Română. Deci oameni care au o serie întreagă de care, să spunem, elitele românești ar trebui să gândească cum să faci să sar peste această minciună. Nu mă refer aici la votul cu referendumul de pe 7, 8, 9, 10, când îl fac ei. Eu aici mă refer la o chestiune mult mai puternică. Să nu pleci cu minciuna de acasă. Dacă tu ai plecat de la 8 dimineața cu minciuna, da. 80% din populație, nu zic 100%. Asta ține și de educație. Nu, ține, e în toată lumea așa. Și până la urmă sunt lucruri naturale, dar vorbim despre oportunitatea acestei schimbări. Da, e o chestie politică. E o problemă atât de mare în societatea românească încât e nevoie să... Și care e familia tradițională social. În România? Pentru că există foarte multă violență în multe familii. Social este o problemă. Să știți că am niște mesaje pentru apelul dumneavoastră, da? Cu care oamenii sunt de acord cu așa ce ați spus până acum. Este o problemă socială, să știți. Și problema asta socială a fost întreținută de ceva. Poate știu de ce a fost întreținută, dar n-are rost să o lungim acum. Trebuie, zice, să se lichidată. Nu se va lichida nici după referendum. Pentru că indiferent. Oamenii rămân cu obicei. Numai în Iran nu sunt gay. Am fost nu numai de... în
era... Nu, era. Normal că sunt, dar ideea este că nu poți să... Era fostul președinte al Iranului invitat în, la New York la o universitate și a ținut o prelegere la universitatea asta. Și la un moment dat cineva întreabă, zice, dom'le, dar de ce sunt puși în pușcărie cei care sunt descoperiți că sunt gay sau că nu știu ce... Păi și la noi nu era înainte. De legea 200. Articolul 200. La articolul 200. Mă rog, și venea pe chestia asta și a spune acolo direct, deci era la Columbia University, cred, în New York. Și spune, da, nu, era, a fost și scandalul ăla, că de ce l-au primit, de ce a venit, când a fost, mi se pare că era reuniunea ONU, care are loc acum, sau în perioada asta, și erau toți președinții de state. Și a invitat acolo și un student îl întreabă, dom'le, dar de ce sunteți împotriva, de ce îi băgați în pușcărie pe cei... sunt cazuri izolate, sunt foarte puțini, pentru că în Iran nu sunt gay. A declarat... președintele. Deci, ideea este că nu poți să mergi nici în direcția asta. Deci, trebuie văzut cum faci să... e o minoritate. Această minoritate trebuie și ea protejată în felul ei. Sigur că acum depinde de situație. Da. Sigur că acum dacă e să o luăm, cum să spun eu, că tot spuneam că vorbim de politică și film, numai o secundă, înainte de asta Trebuie să luăm publicitate. Să vă aduceți aminte cea mai, emisiunea care avea cea mai mare audiență la Pro TV acum, prin anii 90, și toată lumea vorbea de ea, era Vacanța Mare, da? doi bărbați creșteau un copil. Da, așa e. Da, mă rog, era, Leana era femeie. Ei, nu, Leana era femeie. Haideți să luăm publicitate și vorbim și despre boicotul care se pregătește pentru referendum. Avem 5 minute.